Apariția ei l-a provocat dureri de inimă bărbaților. Laura a venit la un eveniment monden îmbrăcată cu o rochiță cu multă dantelă, care a trezit o singură curiozitate în mințile domnilor. Avea sau n-avea Laura lenjerie intimă? Asta e întrebarea, vedem răspunsul chiar acum. Laura mai sexy ca niciodată. Cântăreața își cunoaște aturile de femeie fatală și știe prea bine că atunci când ea apare, face ravagii în rândul bărbaților. Și nici nu e de mirare. Uite-te la ea. Prezentă la un eveniment, Laura i-a lăsat pe toți masculii fără suflare. Îmbrăcată cu o rochie neagră, mulată pe trupul ei perfect, cu spatele dezgolit și cu dantelă în părțile laterale, frumoasa cântăreață i-a făcut pe toți să se întrebe dacă are sau nu lenjerie intimă. Un lucru este însă sigur, Laura nu purta sutien. Bine, e de înțeles, rochia decupată în spate nici nu îi permite acest lucru. Dar să revenim la lenjeria intimă. Dacă avea sau nu desuri, doar ea știe. Cert este că frumoasa cântăreață a știut exact ce să îmbrace ca să-i înnebunească pe toți. Dar oare soțul ei, Dan Badea, nu este gelos? Dan mă cunoaște de 3 ani sau 4 ani, când tot Laura eram și sunt aceeași persoană.